Vlad Nistor, clujeanul reținut la cererea procurorilor americani, poate fi extradat. Curtea de apel București a admis solicitarea făcută de autoritățile americane. Decizia nu este însă definitivă. Clujeanul se află acum în arest preventiv pentru 30 de zile. Inițial, Curtea de apel București l-a plasat sub control judiciar. Însă DICOT a contestat măsura, iar Înalta Curte de Casație și Justiție a admis apelul. Apărătorii lui Vlad Nistor resping toate acuzațiile americanilor. Sub nicio formă, din descrierea pe care o face procurorul din Statele Unite a activității desfășurate de către Vlad Nistor, nu se poate spune că el a aparținut unui grup infracțional organizat și că a participat la o activitate de spălare de bani. Jurnaliștii de la Ziar de Cluj au dezvăluit recent în exclusivitate că cei de la United States Secret Service împreună cu cei de la structura centrală DICOT România au descins la locuința și firma clujeanului și au ridicat mai multe sticuri USB, hard disk-uri și laptopuri. Americanii îl acuză pe Vlad Nistor că ar fi ajutat membrii unei grupări să spele bani proveniți din înșelăciuni comise în Statele Unite. Tânărul a fondat în 2015 o firmă de tranzacții cu monede virtuale numită CoinFlux. După descinderi, compania și-a suspendat activitatea.